Numele meu este Diana Hainagiu și învăț în Colegiul Național Matei Basarab din București. În urma participării la proiectul de la avocat prin experiență la performanță, mi-am făcut prieteni noi, am aflat lucruri pe care nu le știam despre mine sau mi-au fost confirmate anumite lucruri despre mine și am învățat lucruri noi, acestea fiind lucrurile pe care mi-am dorit să le realizez prin acest proiect. După discuția de la început, am dat testul care mi-a subliniat natura creativă și prin temelul căruia, cu ajutorul doamnelor psiholog, am înțeles că medicina mi se potrivește și că nu trebuie să uite latura mea artistică, adică o pot îmbina cu medicina sau o pot dezvolta în continuare printr-un hobby. Următorul pas parcurs în acest proiect a fost internship-ul legat de medicină, pentru că asta am ales eu. Acesta a durat 5 zile și s-a desfășurat la clinica Sanador Floreasca. Inițial am întâmpinat mici dificultăți în legătură cu transportul, acestea au fost cauzate de trafic, dar până la urmă m-am descurcat. În cele 5 zile am petrecut cea mai mare parte din timp cu asistentele, care ne-au explicat cum se folosește aparatura și ce rol are fiecare aparat, ne-au arătat cum se realizează sterilizarea instrumentelor de lucru și ne-au și prezentat câteva cabinete, spre exemplu cabinetul de pediatrie și cabinetul de dermatologie. De asemenea, ne-au învățat să luăm tensiunea cu tensiometrul manual și cu stetoscopul, adică împreună, tensiometrul manual este acela cu pompiță. Și cum se recoltează sângele pentru analize și cum se pregătește acesta pentru analiza propriu-zisă. De asemenea, ne-au zis și cum, în funcție de ce analize vrei să-ți faci, ce eprubetă trebuie să folosești. Unele pot fi folosite pentru mai multe teste, mai multe lucruri, altele doar pentru un singur test, să zic așa. Întrucât medicii erau destul de ocupați, nu am putut discuta cu prea mulți, însă am avut ocazia să vorbim cu o doamnă doctor pediatru și cu o doamnă doctor de familie. Ultima zi a fost probabil cea mai productivă din punctul meu de vedere, deoarece am fost la imagistică, unde am aflat lucruri despre radiografii, tomografii, acele CT-uri și RMN-uri. Am putut vedea ce vezi cu ajutorul acestora și am aflat la ce te ajută fiecare în parte și ordinea în care trebuie să le faci. Și ni s-au dat explicații și chiar am luat parte la realizarea unui RMN, însă nu am stat prea mult pentru că durează destul de mult. În final pot spune că a fost o experiență nemaipomenită care chiar a meritat efortul depus și oboseala acumulată în decursul acelei săptămâni și chiar voi urma o carieră în domeniul medical.